ne-am întâlnit astăzi pentru că și pentru noi și pentru dumneavoastră este un eveniment plăcut. În primul rând, țin să vă mulțumesc pentru inițiativele dumneavoastră, pentru că în popor se spune omului poți să iei cu desila, dar să-i dai este mai greu. Dumneavoastră ați venit cu proiecte foarte bune, cu proiecte constructive care vin în conformitate cu politicile care sunt în Republica Moldova elaborate de către Guvernul Republicii Moldova și Ministerul Mediului, inclusiv strategiile de aprovizionare cu apă și sanitate, strategie națională de gestionare a deșeurilor și alte documente de politici și mă bucur faptul că noi, pas cu pas, încercăm să schimbăm situația în localitățile unde dumneavoastră, nemijlocit, sunteți administratori. Deci noi astăzi o să semnăm documentele respective. Îmi cer scuze de întârzierea mică care am avut-o, că ședința a avut loc 2 săptămâni în urmă, dar timp este pentru activități, timpul este frumos și cum veniți cu alte proiecte, le finalizați pe acestea și veniți cu altele. Noi suntem deschiși, Ministerul Mediului, Fondul Ecologic este deschis pentru localitățile din Republica Moldova pentru a implementa proiecte benefice pentru mediu și populația din Republică. Trecem propriu zis la procedură, dar eu încă am o rugăminte la dumneavoastră. Deci, între dumneavoastră sunt deja care au o experiență bună în implementarea proiectelor, știu regulile de, care sunt înaintate de către colegii de la Fondul Ecologic, deci dumneavoastră executați lucrările, prezentați rapoartele, deci, informați despre activități. Cei care sunt începători, vă rog, încă o dată vă documentați. Deci, colegii mei de la direcția nemijlocită, doamna Elena Creang, este foarte deschisă în comunicare, toată lumea o cunoaște și au numai păreri foarte bune, pentru că noi nu ne supărăm, noi din contra ne bucurăm că oamenii vor să cunoască mai mult și nu ne supără când vreți să vă conformați acelor reguli care sunt înaintate și pentru noi este mult mai ușor ca să raportăm sau să prezentăm niște rapoarte în fața organelor de control, că dumneavoastră, într-adevăr, sunteți în pas cu legea și îndepliniți întocmai acele rigori care sunt stabilite atât pentru dumneavoastră cât și pentru noi. Deci, din momentul când dumneavoastră finalizați un proiect, îl încheieți, raportați, puteți să procedeți la depunerea unui alt proiect. În special, acum o să avem deschidere pentru proiectele care țin de înverzire. Nu uitați că avem, conform decretului președintelui Republicii Moldova, ziua înverzirii Plaiului Natal. Deci o avem în toamnă. Adică, dumneavoastră, dacă vedeți pentru localități că oamenii trebuie să aibă și o zonă de agrement, un parc, un scuar. Și vreau să vă dau un exemplu simplu. Am trecut acum în vacanță prin Ungaria și sate unde nu sunt case arătoase, dar atât de îngrijit și atât de frumos. Deci mobilizați populația din localitate ca fiecare la curtea lui sau în jurul ogrezii, în stradă să facă ordine și să vedeți că situația cu totul schimbă. Deci are un aspect localitatea cu totul alta. Deci eu vă doresc succes, nu trebuie eu mult să vă spun, cred că dumneavoastră cu experiența care o aveți sunteți chiar în pas cu toate cerințele care sunt pentru a avea o localitate foarte frumoasă. Cu atât mai mult mai avem și concursul cea mai frumoasă, mai amenajată, mai bună localitate din Republica. Adică sunt posibilități de a participa și a primi niște bonusuri pentru a schimba situația. Dar întrebări dacă sunt. Este doamna Valentina, Mihai Curlacu, primarul comunii Zagarancea, Ungheni. La noi comuna e o comună deosebită, prin faptul că ala este periferia orașului Ungheni. Și pe data de 27 august se va da în exploatare gazoductul Iași-Zagarancea-Ungheni, pentru că 10 km 610 merge prin comuna Zagarancea. Satul Sivin, care se pune problema de aprovizionare cu apă potabilă, se va da în exploatare pe data de, în luna august, începe locul drumul internațional R1, care va ocoli orașul Ungheni pe traseu de 8 km 100 metri. Și în luna martie se va începe un pod pe 41 de milioane de euro și toată trecerea în Europa trece prin comuna Zagarancea. Și nu e așa de bine o comună intrând Europa fără apă și canalizare. Și atât mi-a dat Dumnezeu această posibilitate ca să fie o comună de exemplu pentru Republica Moldova, că suntem oameni gospodari și vă aducem mulțumiri pentru tot ce face pentru implementarea acestor proiecte. Mă bucur foarte mult părerea dumneavoastră că deci o localitate trebuie să aibă toate condițiile, că noi trebuie să aducem cât mai aproape satul de oraș, nu trebuie numai să beneficieze de condiții bune numai
locuitorii de la oraș și trebuie să cunoască că sunt condiții bune și pentru că toată lumea este la fel. În fața legii, în fața Constituției Republicii Moldova, noi suntem toți egali și deci și condițiile care... Și este probabil foarte apreciat de populație când iarna nu trebuie să meargă cu căldarea la fântână, dar o are în o gradă, când nu vede că curge apa, apele uzate curg la vale în răuleț, dar este stație de epurare și mă repet că fondul ecologic în special este deschis pentru când dumneavoastră vedeți în ansamblu soluționarea problemelor atât de aprovizionare cu apă, cât și de crearea condițiilor de epurare și oficial, din partea administrației publice locale Comunii Zagaranci, vă invităm pe toate 27 august la implementarea și finanțarea gazoductului Iași-Zagaranci-Ungheni. Vă așteptăm cu drag. Eu vreau să vă aduc la cunoștință pentru ungheneni că acum am primit o propunere de la președintele Consiliului Iași de implementare unui proiect transfrontalier. Da, deci foarte multe localități se regăsesc în proiectul respectiv, deci noi săptămâna curentă vom discuta propunerea de proiect și probabil că vom avea o întrevedere cu colegii din România pentru ca să avem o implementare a proiectului propus de către colegii din România. Dacă îmi permiteți și mie să exprim, stimată doamnă ministru, stimați colegi, reprezint nu numai primăria satului Feștelița, sunt autorizat să spun câteva cuvinte și din numele Congresului Autorităților Locale din Moldova, pentru că sunt membru Consiliului de Administrare. Vreau să vă mulțumesc în primul rând că deschiderea pe care o are Ministerul Mediului cu autoritățile locale este una benefică pentru realizarea obiectivelor și strategiilor elaborate la nivel central. Faptul că azi o bună parte din primăriile noastre beneficiază de suport financiar nu este întâmplător. Apreciem înalt efortul Guvernului pe care îl are la acest capitol, pentru că în aceste condiții de criză ne dăm bine seama că nu este ușor să se găsească resurse financiare, atât mai mult că și alte domenii sunt deosebit de importante, nu numai cel de mediu, dar odată ce se pune accent pe europenizarea localităților noastre, conectarea la peduct central și canalizație este una din prerogativele principale pentru a moderniza satele. În acest context, țin doar să apreciez încă o dată efortul pe care îl face astăzi Guvernul și noi o să încercăm să îndreptățim eforturile pe care se fac la nivel central, pentru că de multe ori nu este înțeleasă corectă politica statului, de aceea este nevoie de un parteneriat mult mai durabil, un parteneriat care cu adevărat să ajungă la simplu cetățean acele strategii și acele politici care se iau la nivel central. Încă o dată vă mulțumesc și din numele meu și din numele Congresului Autorităților Locale, care apreciază înalt deschiderea pe care o aveți dumneavoastră și în raport cu doleanțele și avizele care se dau de la Congresul Autorităților Locale. Mulțumesc, domnul primar, este foarte plăcut. În primul rând, încă o dată vreau să menționez că dumneavoastră sunteți mesagerii noștri în teritoriu, că mai bine decât dumneavoastră nu o să aduceți la cunoștința populației, cetățenilor de rând, deci acele politici sau acele intenții care sunt propuse spre realizare de către Guvernul Republicii Moldova și de către Ministerile de Ramuri, nemijlocit de către Ministerul Mediului. Deci lumea trebuie să perceapă că, de fapt, situația în Republica Moldova se schimbă. Este foarte greu, dar numai cu eforturi comune, că unul de singur nu o să putem să rezolvăm problema de unul singur. Deci trebuie tot să ne fortificăm puterile și să mergem cu pași siguri înainte. Dacă mai dorește, da, poftim. Mihail Guțu, primăria Struzovka, raionul Vladeni. Privind la podpisarea contractului pe canalizație, у нас лицей и садик, канализации нет вообще, она забита, и все вытекает людям в огороды, в колодцы, люди не могут пить воду, большая проблема. Первый контракт с вами, очень большое спасибо, конечно, за представление контракта, и думаю, что будем работать дальше. Спасибо. Mulțumim, succese, tuturor succese, succese, domn primar, că mi-a plăcut intenția domnului primar, adică deci, acum posibilități de accesare a fondurilor sunt mari. Vorbesc despre primarul de Ciorescu, deci inițial a venit ideea să, dat fiind faptul că Ministerul Mediului, prima strategie este strategie de gestionare a deșeurilor, deci a venit cu un proiect bun pentru
gestionarea deșeurilor la nivel de localitate, dar ulterior a obținut bani și pentru proiectul de reabilitare a drumurilor și deci logic este că să mergem pas cu pas, de întâi să facem rețele de apă și canalizare și pe urmă să facem drumurile și pe urmă să putem să soluționăm și problema cu deșeurile și deci iată dumnealui a venit cu solicitarea să-i reexaminăm posibilitatea că suma este la fel, e echivalentă ca să îi schimbăm deci prioritățile și acum dumnealui este la semnarea contractului de extinderea rețelelor de apeduct și canalizare, pe urmă să-și facă drumul și pe urmă să faceți și cu problemele, să soluționați problemele cu deșeuri. Succese, domnul primar! Doamna ministru, eu vă mulțumesc din suflet pentru susținere. În primul rând, este foarte important, vă spun cum este, trebuie să cunoască și colegii, că implicarea dumneavoastră personală chiar a deblocat o situație în localitatea noastră importantă pentru toți. Că n-am să mă dau amănunte, în amănunte le-am discutat cu dumneavoastră, chiar vă mulțumesc public. Și știu că în continuare ați făcut permanent față instituții care o conduceți, dar în continuare îmi frunteți ei că tu va fi și mai bine. Vă mulțumim din suflet din partea comunității. Bine este a dumneavoastră, deci succesul pentru că ați putut să prioritizați, pentru că deci, mai avem cazuri când ne avântăm în emoții și facem proiectele care le-am și pe urmă revenim la alte priorități, dar este bine că este consecutiv stabilită procedura de realizare. Doamna ministru, dacă permiteți, primarul domnul Mișcan Călărașchi, aseară are medie în Polonia. Noi, încă o dată, din partea administrației publice locale, cât și din partea reprezentanților din Poloniei, vă aducem mulțumire pentru susținerea care am avut-o. Este vorba de cele investiții importante care le aduce Guvernul Poloniei, dar trebuie să menționăm că fără susținerea Ministerului Mediului, fără susținerea Guvernului, nu ar fi să avem acele investiții, poate că lucruri mult mai mari, dar necesare pentru comunitatea noastră. Noi încă o dată sperăm în continuare că vom conlucra și vom face că acele investiții care vin pe scutare, anume să aibă un efect pozitiv asupra localităților noastre. Mulțumim! Mulțumesc, domn primar. Trebuie să aducem la cunoștința tuturor că este un proiect comun cu polonezii. Deci a venit primarul cu reprezentantul Poloniei și mi-au descris cu un lux de amănunt toate procedurile care și evident că nu pot să dai prioritate unor proiecte care de fapt au o deschidere și de la Uniunea Europeană, de la țările vecine care de fapt ne acordă un suport pentru și deci de atâta astăzi, domn primar este aici pentru că vrem proiectul care va fi realizat în comun cu colegii din Polonia să aibă un succes. Vreau să vă aduc la cunoștință că miercuri plec în Cehia la o întrevedere cu ministrul din Cehia, la fel ca să discutăm prioritățile de finanțare a proiectelor ce țin de aprăzânare cu apă, de schimbarea climei, de gestionarea deșeurilor. Sper, deci a fost insistența domnului ministru din Cehia, că el m-a invitat cu insistență că au o deschidere pentru Republica Moldova ca să ne ajute. Deci am o solicitare de la Ministrul Mediului din România, la fel deci este preocupat de râurile transfrontaliere, deci ca să avem proiecte comune pe râurile Prut, pentru ca să schimbăm situația calității apelor în râul care ne desparte. Doamna ministru, eu vă mulțumesc tot pentru proiectul care ne-a finanțat o sumă considerabilă, 6 milioane jumate, e foarte mult, Dondoșeni, Rotaru, oraș. Da. Eu vreau să vă mulțumesc dumneavoastră pentru altceva. Fiind încă vice-ministrul dumneavoastră, ați avut curajul să opriți tăierea pădurilor, difrișarea pădurilor, care v-am spus-o și atunci în teritoriu, nu se mai terminau nici de Paște, nici de Hram, nici de Crăciun, însă ați avut curajul să opriți mașinăria aceea de făcut bani. Pentru asta vă mulțumim din suflet și mizăm mult că mai departe vom extinde pădurile, dar nu le vom defrișa. Domn primar, mă simt nu cumva, nu știu cum, deci deci datorită dumneavoastră s-a soluționat, pentru că dumneavoastră atunci ați avut îndrăzneala și chiar erați foarte emotiv la ședința când am avut o întrevedere cu membrii guvernului, cu dumneavoastră în teritoriu și dumneavoastră ați spus foarte deschis problemele care sunt și de datoria noastră a fost să mergem și să le soluționăm, pentru că vă dați seama, Republica Moldova este mare,
sau nu este atât de mare, dar probleme sunt multe și deci numai atunci când noi venim la dumneavoastră, dumneavoastră ne aduceți la cunoștință, noi suntem datori ca să ne implicăm și să măsura care ne revine să soluționăm problema. Și mă bucur că dumneavoastră erați atunci într-un fel disperat și ați spus că mai multă lume v-a promis că se va soluționa problema, că va fi stopat, dar procesul oricum continua. Și mă bucur că împreună cu colegii de la Inspectoratul Ecologic de Stat noi am intervenit și cel puțin avem un rezultat pozitiv și dumneavoastră de fapt ne spuneți că este soluționată. Procedim propriu-zis, pentru că astăzi e ședință de guvern și noi de atâta, noi ne cerem scuze că deci v-am schimbat și dumneavoastră orarul pentru că era preconizat pentru o altă oră, dar trebuie să înțelegeți că avem și noi un regim foarte... În legătură cât trecem Europa în Zagarancia, vă rugăm frumos... Cu plăcere, dumneavoastră, să plecați și timpul, nu să vă spărăți, da? Și eu sunt ușor la momentul și toate proiectul se trebuie implementat. Mă bucur și nu uitați să ne chemați la sărbătorile dumneavoastră, să venim și noi să ne bucurăm din plin cu cetățenii dumneavoastră. Deci vreau să vă zic că am fost, în calitatea mea de viceministru, am fost la darea în exploatare la Sudul Republicii, la un apeduct. Într-adevăr, a fost o sărbătoare pentru satul respectiv. Ei n-au avut niciodată apă. Deci, cu atâta, tot satul era prezent. Și m-a bucurat faptul că lumea, de fapt, a perceput-o ca o sărbătoare națională a satului. E plăcut când vezi că oamenii deci se bucură de rezultate. Nu vă spărați. Aici se exprimă contracte care, după, în funcția care ocupați dumneavoastră. Da, este prima ședință. De fapt, anul ăsta am avut numai două ședințe la Fondul Ecologic. La prima ședință au fost alocate 210 milioane lei. Deci și la următoarea ședință, din limitele care le-am avut, deci noi am avut 59 de milioane de lei. Deci am făcut tot posibilul, am dus discuții cu Ministerul Finanțelor, cu colegii de la Parlament. Deci a fost o implicare totală. Deci am ajuns la 104 milioane lei. Deci, probabil că va mai fi o ședință, vedem, acum suntem în căutare de surse financiare, suntem în scuturarea deci, banilor care mai avem pe restanțe, deci, dar vreau să vă aduc la cunoștință că cei primari care nu îndeplinesc întocmai condițiile și nu utilizează banii, deci noi avem posibilitatea ca să îi readresăm la alți primari care redirecționăm la primarii care... Și mai gospodari. Da, așa, da, bine... Domnul primar de Zagarancia, eu vă felicit. Deci, proiectul rețel de apeduct și canalizare, etapa a doua, așa că vă așteptăm și cu alte proiecte și finalizarea proiectului respectiv. Succese! Mulțumesc foarte mult pentru inițiativa dumneavoastră. Stimați colega, stimați primar, cu deosebit respect față de dumneavoastră. Deci, succese mari și vreau să vin la Căștelița să văd, pentru că am și cartea cu istoricul satului dumneavoastră și... Primarii din raionul Ștefan Vodă mi-au spus că ei sunteți un exemplu acolo pentru dâns și a fost o doamnă începătoare primar și chiar a vorbit foarte multe bine de dumneavoastră. Mulțumesc mult! Mulțumesc mult! Vă aștept cu drag! Așa... Primărie Mănălești, raionul Ungheni. Sper să fim un prieten bun, să fiți a Ministerului Mediu, să veniți foarte des cu multe, multe proiecte bune. Așteptăm primarizarea dată și începem altfel. Succese dumneavoastră! Primăria Păpăuți, mă bucur la fel, pentru că aveți o istorie mai veche, ne-am mai întâlnit cu primăria, cu locatarii dumneavoastră, sper să schimbați situația în localitate spre bine. Vă revine o sarcină responsabilă. Se putem pe la Raș. Da. Mă bucur că avem foarte mulți, domn primar, foarte mulți lucrători a Ministerului Mediului sunt din satul dumneavoastră de Baștină și aveți o responsabilitate enormă, pentru că toată lumea ținea pumnii după ușă pentru dumneavoastră ca să aveți succes. Este un proiect bun, un proiect prezentabil pentru toată lumea, pentru că este și apă și canalizare, stații de epurare, deci este un sat mare care, de fapt, trebuie să fie un exemplu bun pentru toată Republica Moldova. Vă mulțumesc foarte mult în numele tuturor consătenilor și n-aș putea să nu spun câteva cuvinte de bine în adresa Ministerului, deoarece vă dați seama, satul Sipoteni de raionul Călăraș este cel mai mare sat de raion, are o populație peste 7.000
și atunci când este aprovizionat 100% cu apă, acest proiect de canalizare și construcție stației de depurare este foarte benefic și vă mulțumim pentru colaborare și tuturor colaboratorilor. Doamna Elena este o persoană deosebită și are multă răbdare. Ca să lucrez cu noi toți, tot trebuie răbdare. Arată bine că noi o schimbăm foarte mult. Primăria Căpriana. Succes, aveți o localitate foarte frumoasă, așa că trebuie să aibă și condițiile respective. Succes. Vă dăm mult sănătate și vă mulțumim pentru tot. Ne rămâne încă mult de lucru, dar avem încotro trebuie. Și gata. Succes. Primăria Sărățica Nouă, Raionul Leova. Domn primar, succes și dumneavoastră și veniți și cu alte proiecte. Mulțumim. Primăria Puizăuca, Raionul Rizina. Bună, domn primar. Pare bine să vă cunosc. Succesie. Primărie Vorniceni, Strășeni. Sper că situația se va schimba mult spre bine, pentru că mai erau probleme la Vorniceni. Deci... Sperăm că cu ajutorul noastră și cu ajutorul întregii societăți se schimbă mult. Noi am beneficiat și 2 milioane de la Coapeductul, un proiect pe noi finanțat. Avem acum 4 etape la sistem de canalizare. Să vă ajute Dumnezeu și dumneavoastră inițiativa va aparține. Domn primar, primăria orașului, domn Dușeni. Primar foarte activ. Mulțumim frumos. Și eu vă mulțumesc. Mulțumesc. Și tot a dumneavoastră, orașului tot, domn Dușeni. Doamna Minescu, 20 de ani sunt primar în oraș. Succese dumneavoastră. Deci, primăria Sturzovca, Răunul Glodeni, succesia dumneavoastră. Ați spus că este primul să fie într-un ceas bun și să mai veniți cu proiectul. Așa. Primăria Grigoreuca, Sângerei, deci succesia dumneavoastră. Deci, dumneavoastră acolo aveți, sper să schimbi situația în Răunul Sângerei totalmente, pentru că sunt proiecte destul de ambițioase. Succesia. Bălănești, Răunul Nisporeni. Succese. Sunteți un primar activ, vă văd des, deci vă interesează soarta satului. Primăria Tuhatin. Deci, domn primar, noi suntem cunoscuți de viață, deci mă bucur foarte mult că în sfârșit râpa de la dumneavoastră o să fie... Vorbim cu vecina mea că 2004-2003 spuneți că am făcut procese verbale fiind în funcție de inspector. Da, fost. Bățul are două capete, cu unul te bate, dar cu unul te miluiește. Eu mă bucur, eu m-am bucurat tot timpul când dumneavoastră ați venit și ați schimbat situația în Tohatin. Într-adevăr, cu venirea dumneavoastră a schimbat mult spre bine. Primăria Comunii Ciorescu. Domn primar, chiar mă bucur că în sfârșit... Deci am realizat ce și ne-am propus mult mai înainte ca să fie, deci, o consecutivitate. Mulțumim mult și cred finalizată această situație. Da, succes. Fundul Galbenei. Primăria satului Fundul Galbenei. Licești. Domn primar, aveți responsabilitate triplă. Sunteți de la mine Draghon, sunteți de la domnul ministru Bodișteanu, care nu este indiferent, și de la ședința de guvern alături de mine și tot mă întreabă. Știu toate peripeții. Deci... Noi când trecem pe alături de satul dumneavoastră, lumea să fie satisfăcută de condițiile care le-au făcut. Suntem mândri că avem doi miniștri din zona noastră. Vă dorim și dumneavoastră multe succes în lucrul ăsta. Deci, primăria Comunii Bobeica, mai am un pământean. Succese dumneavoastră. Mulțumesc mult și vă invităm să vizitați. Am să vin neapărat pentru că n-am fost niciodată în satul dumneavoastră. Succese. Primăria Caragăsani, domnul Ștefan Vodă. Dumneavoastră, domn primar, ați crescut în ultimul. Un tânăr specialist, tânăr primar, deja ați avut o experiență foarte mare. Și eu, la rândul meu, vă invit la Caragăsani, să vedeți ce realizările. Sper eu că este ultimul proiect, nu? La fel și eu sper, cu atât mai mult am văzut care era situația în satul dumneavoastră când ați început ca primar și vreau să văd ce ați reușit să realizați. Succese dumneavoastră. Deci am mai trebuit, nu? Eu o să semnesc, da. Primăria Comunei Onișcani. Cu lucrați și cu
polonezii și replicați pentru toți primarii, dați-le o experiență bună, un exemplu bun, că se poate cu colegii noștri de peste hotare de realizat lucruri foarte frumoase. Da, mulțumim și din partea dumneavoastră, mulțumim. Da, să mulțumim că ați venit și mi-ați, într-adevăr, mi-ați demonstrat că, uite, este un proiect foarte bun care nu trebuie să fie realizat. Unțești, Răunu, Ungheni. Felicitări, dumneavoastră. Mă bucur să vă cunosc, pentru că pe o parte de primarii cunosc, pe o parte deja urmează să ne împrietenim. Consiliul Raional Cimișlia, domn președinte, mă repet, este unul dintre cel mai reprezentativ în domeniul gestionării deșeurilor. Eu pun foarte mari speranțe în proiectul dumneavoastră, pentru că responsabilitatea vă aparține și dumneavoastră trebuie să fiți un exemplu pentru întreaga Republică, că, de fapt, prin așa metode se realizează strategia de gestionare a deșeurilor. Doamnă ministru, ne vă străduiți să facem față, deoarece avem onoarea, prim-ministru este de noi, cu atât mai mult am aflat că dumneavoastră sunteți din Raionul Hâncieș și eu tot, dar arbor cinstea și onoarea Raionului Cimișlia. Eu cred că vă face față. Bine, succese. Primăria Pelivan, Raionul Orhei. Succese dumneavoastră, domnul primar. Ne-am mai văzut cu dumneavoastră. Eu v-am propus, eu mă bucur pentru primarii care sunt obraznici bine, care vin și ne deranjează și ne aduc proiecte bune pentru realizare. Deci să știți că este o bucurie pentru noi, că noi suntem înțeleși și ceea ce noi ne propunem în politici este realizat în practică. Primăria Hurești, Raionul Ieloveni. Domn primar, succese și vă așteptăm și cu alte proiecte. Să vă așteptăm în localitatea noastră, că acum terminăm stația de părare vom construi și vom finaliza lucrurile până la final. Plăcere. Cu plăcere să venim. Primăria Hârtopul Mare, Răunul Criulin. Succese, domn primar. Primăria Sărata Râzeni, Răunul Lova. Sărata Râzești. Sărata Dreapta. Vă mulțumim foarte mult. Succes. Vă așteptăm în teritoriu. Domn primar. Primăria Lipceni, Răunul Rezina, succese și dumneavoastră. Da, doamna Elena de la Rezina, ea niciodată nu intervine, dar deci eu știu cu sufletul ei pentru Raionul ei, pentru că fiecare noi ținem la Raioanele care și la toată Republica. Succese. Da. Noi vă mulțumim colegilor de la presă că ați fost alături de noi. Ne bucur faptul că ați găsit timp și v-ați conformat și la regimul nostru, dar nu ați ținut numai de noi, adică au intervenit unele schimbări. Succese, domn primar! Mulțumim frumos!